Nu mai crezut din prima, îmi prea am glas mai înfrețată. Ți-am spus că te iubesc, mi-ai promis că stai. Ce? A, voi ați ajuns din nou mai înfrețată. Auziți și voi asta? Bro, auziți și voi asta? Yo, cred că a ajuns la mine, crezi? Sută mie. Sută mie a ajuns. Hei, salut, eu sunt Tamasico și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi vreau să vă spun că am dat de o creatură nouă care se numește Gaja Tokuru. Da, această creatură este o creatură foarte periculoasă și dacă vă vede la ora 3 noaptea afară, nu aveți idei ce o să vă facă. Așa că dacă vă place acest videoclip, apăsați, vă rog, pe butonul de like. Dacă nu apăsați pe butonul de like, o să vină această creatură la voi la ora 3 noaptea. Vreau să vă spun că este o creatură imensă. Alo? Fac videoclip, de ce? Cu cine vorbesc? Cu game asta? Cum ne întâlnim? Diseară ne întâlnim sau... Bro, vorbești serios? Cum mă întâlnesc cu tine? Dacă acest videoclip are 2000 de like-uri, mă întâlnesc cu tine la ora... Sau... Bro... Nu, la 3 noaptea mă întâlnesc... Bro, m-a sunat game asta, a spus că dacă facem la acest videoclip 2000 de like-uri o să mă întâlnesc cu el, nu pot să cred. Mamă, game asta, cred că a venit din vacanță, nu știu unde e, ori în pădure, nu știu, scrieți în comentarii dacă vreți să mă duc în pădure să văd dacă este acolo. Dar nu cred că este, dacă vreți să mă duc la ora 3 noaptea astăzi să mă întâlnesc cu game asta, nu am idee dacă este acolo, poate e acolo, poate îl găsesc, cine știe. Deci am făcut un videoclip pe TikTok despre această creatură și o să vedem mai exact ce e cu această creatură, ce face și așa mai departe, o să o cunoaștem mai bine și după o să mergem într-un videoclip unde îl găsim pe Gajo Doguro în viața reală. Let's go! Dacă ești afară noaptea și auzi pe cineva scrâșnindu-și dinții, uită-te în sus pentru că este Gaja Tokuro, un schelet uriaș care apare la miezul nopții. Creatura infometată, dacă te prinde, îți va smuge capul cu dinții lui uriaș și îți va bea sângele. De 15 ori mai mare decât un om, Gaja Tokuro a fost făcut din oasele oamenilor care au murit de foame și în războaie. Singurul indiciu că Gaja Tokuro se va apropia de tine este că vei auzi un țiuit din ce în ce mai tare. Deci ați auzit bine, acest videoclip l-am făcut pe TikTok, l-aveți în descriere TikTok-ul meu dacă vreți să-mi dați acolo un follow și acolo un follow. Deci această creatură este o creatură foarte imensă, care e de 15 ori mai mare decât un om și deci este o creatură foarte periculoasă și vreau să vă spun că această creatură este făcută din oasele oamenilor. Deci acum câțiva ani în urmă, mulți oameni au murit de foame, au murit în războaie și din acele oase s-a transformat acest schelet aici uriaș care mănâncă oameni noaptea. Mamă, deci e crazy, bro. Și acum o să vedem un videoclip în viața reală cu această creatură. Mamă, deci sper să mai dau la noapte. O să-mi iau ceva cu mine. O să-mi iau ceva cu mine, nu știu. Doamne ajută. Are you ready, yes? Let's go. Această creatură este din mitologia japoneză, ceva de genul. Dar am auzit că este și prin Europa, pe aici, pe undeva, nu știu. Aici avem o studentă care scrie, nu? Sau ce face? Învață, cred, nu? Într-o bibliotecă. Bună, Maria. Cum te cheamă? Vezi că am... Opa. Ora este 15 și 10 minute, ok. În 10 minute închide, spune că. Acea bibliotecă sau nu știu unde e tipa asta. Vezi că am Instagram jos dacă ai. Maria, am Instagram jos, sunt YouTuber, ce? Am Audi, ce? Sunt YouTuber mare, am TikToker, 1 milion de urmăritori. Ok, ora trece, deci trebuie să se grăbească tipa asta. Trebuie să se grăbească. Oh, e gata, a spus. Spune că închide acum, trebuie să se pregătească gen. Să plece pentru că închide biblioteca aia sau nu știu ce e acolo. E singură. Și acum pleacă acasă. Sau unde pleacă acum? Habar nu am unde.
Ne vedem mâine, Maria. Ne vedem, pa. E închis acolo. Bro, dar de ce e noaptea? Tipa asta are noapte școală? E în China aici undeva, nu? Sau în Japonia, cred. Dar de ce are școală noaptea? Nu e bine, cred. Nu e bine acum să pleci acasă la ora asta. Cum știe Gajodokuro, la ora 3 noaptea. Ok, deci spune în dreapta undeva. Acolo e, e ieșirea, în dreapta undeva. Oh my, nu-i bine. Nu-i bine ce faci. Nu-i bine, Maria, ce faci. Pff, la ora asta să pleci, man. Oh, nu-i bine ce face tipa asta. Pleacă la ora 3 noaptea. Chese, uite, du-te acasă. Nu te mai uita în spate, mai înăghiute. Pleacă mai repede acasă. Halta în fresă, halta în fresă. Eu nu mă mai uit, mai în fresă ce m-am speriat. E, man. Tipa asta caută moartea la ora 3 noaptea. Să mergi, man, singură. De una singură merge pe stradă și s-a auzit ceva. Habar nu am ce s-a auzit. Ia să vedem. Așa, am mai auzit că dacă această creatură se va apropia de tine, vei auzi un sunet din ce în ce mai tare. Nu știu, vei auzi un țiuit sau un clopot, mă rog, nu știu ce. Ok, tipa asta a auzit acel... A auzit acel țipăt. Ia uitați, se aude acel țipăt. Ia, v-am spus că ăsta e, uitați numai cât e urât e. Ăsta, e Gajodokuro. Mon, nu pot să mă uit, cred. Mon. Uite-l, în față. Te va mânca acum. Ce-i asta a spus? Te va mânca. Oh my god, cum arată. Pleacă de aici, că-ți dau în gură, Stai departe, de mine. Oh my god, nu pot să cred că... Pleacă, Mamă, cum face. Da, asta te mănâncă, pleacă de acolo, că-ți dau un cap. M-am uitat ce urât arată, ce cap de gumă are, uitați numai. Man, pleacă de acolo tipul, pleacă acasă, te rog. Cum să... Da, v-am spus că o mănâncă, Da, ia capul. Pur și simplu. Ia smulți capul, nu pot să cred. Voi ați văzut asta? O mănâncă? Nu. Ui, auziți asta? Nu pot să cred că o mănâncă. Am mâncat-o, rip. Rip, Maria. Eu nu pot să cred, pur și simplu am mâncat-o pe tipa aia. Schelet, acel schelet a mâncat-o pe Maria. Nu cred, nu mai merg niciodată afară noaptea. Rip, Maria. Bro. Stai, eu nu pot să cred, mai ce se întâmplă. Afară se noptează aproape și eu nu știu dacă mai pot să merg la noapte afară. Scrieți în comentarii dacă mai vreți videoclipuri de genul. Și aici puteți urmări următorul videoclip. Mamă, sper să mă duc să mă dorm mai dorm la noapte. Așa că dacă v-a plăcut, apăsați pe butonul de like să strângem 2000 de like-uri, vă rog eu din inimă. Așa că ne vedem data viitoare. Nu uitați să urmăriți și canalul de gaming. Îl aveți în descriere. Pa!